În acest videoclip voi prezenta tot ce trebuie să știi despre regulile referitoare la manevre. Bine ai venit pe canalul iDriveIt, unde voi face tot posibilul să te ajut să obții mai ușor permisul de conducere. Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcției de mers, de ieșire dintr-un rând de vehiculele staționate sau de intrare într-un asemenea rând de trecere pe o altă bandă de circulație sau de virare spre dreapta, ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere, ori să meargă cu spatele, este obligat să se asigure că o poate face fără perturbarea circulației sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic și să semnalizeze cu cel puțin 50 de metri în localități și 100 de metri în afara localităților înainte de a începe efectiv manevra. Conducătorii de vehicule sunt obligați să semnalizeze schimbarea direcției de deplasare, depășirea, oprirea și punerea în mișcare. Semnalizarea schimbării direcției de mers trebuie să fie menținută pe întreaga durată a manevrei. Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celălalt prin manevra înainte și înapoi sau prin viraj, conducătorul acestuia este obligat să semnalizeze și să se asigure că din față, din spate sau din lateral nu circulă în acel moment niciun autovehicul. Se interzice întoarcerea vehiculului în locurile în care este interzisă oprirea voluntară a vehiculelor, în intersecțiile în care este interzis virajul la stânga, precum și în cele în care pentru efectuarea este necesară manevrarea înainte și înapoi a vehiculului. În locurile unde soliditatea drumului nu permite, pe drumurile cu sens unic, pe marcajul pietonal, în locurile în care este instalat indicatorul întoarcerea interzisă, pe drumurile publice înguste și sau cu declivitate unde trecerea vehiculelor care circulă din sensuri opuse, unele pe lângă altele, este imposibilă sau periculoasă, se procedează după cum urmează. La întâlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul, conducătorul acestuia din urmă trebuie să manevreze cu spatele. La întâlnirea unui vehicul greu cu un vehicul ușor, conducătorul acestuia din urmă trebuie să manevreze cu spatele. La întâlnirea unui vehicul care efectuează transport public de persoane cu un vehicul de transport mărfuri, conducătorul acestuia din urmă trebuie să manevreze cu spatele. În cazul vehiculelor de aceeași categorie, obligația de a efectua o manevră de mers înapoi revine conducătorului care urcă, cu excepție cazului în care este mai ușor și există condiții pentru conducătorul care coboară să execute această manevră, mai ales atunci când se află aproape de un refugiu. Se interzice mersul înapoi cu vehiculul pe o distanță mai mare de 50 de metri. Dacă vrei să mergi mai mult decât 50 de metri înapoi cu spatele, trebuie să mergi prima dată 50 de metri, te oprești, iar pornești, iar faci 50 de metri, iar te oprești, te asiguri și faci manevra asta până când este necesar. La ieșirea de pe proprietăți alăturate drumurilor publice. În locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducătorul acestuia este dirijat de cel puțin o persoană aflată în afara vehiculului. Persoana care dirijează manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligat să se asigure că manevra se efectuează fără a pune în pericol siguranța participanților la trafic. Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomandă dotarea autovehiculelor și cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre. Ne vedem data viitoare, mulțumesc pentru vizionare! Pa!